Ora 14, doamnelor, domnilor, urmăriți Stock B1, sunt Ștefan Pășcuță. Ne așteaptă o săptămână de foc, o săptămână decisivă în care vom afla dacă România va adera sau nu la spațiul Schengen. În tot acest timp, ministrul de interne din Austria a făcut noi declarații împotriva României. Oficialul de la Viena susține că are toate motivele să refuze intrarea României în Schengen la votul din 8 decembrie. Austria este singura țară care mai încearcă să ne țină în afara spațiului de liberă circulație după ce vineri atât Olanda cât și Suedia au hotărât să sprijine România. Urmărim un scurt material cu declarațiile ministrului din Austria și revenim să dezbatem subiectul cu invitații mei de la această oră. Ministrul austriac de interne a dat o nouă declarație împotriva României. În ciuda evaluărilor pozitive făcute de Comisia Europeană, Gerhard Karner susține că Austria are toate motivele să refuze intrarea în Schengen a țării noastre. Pentru noi se aplică faptul că noi credem că are sens să includem Croația și să nu includem Bulgaria și România acum. Este important ca trei aspecte de bază să funcționeze. Protecția frontierelor externe, refuzurile de primire și distribuția celor care cer azil. Adevărul este că multe lucruri nu funcționează în aceste domenii și de aceea trebuie să continuăm să lucrăm și să luptăm, a declarat ministrul austriac de interne pentru ziarul Courier, preluat de G4 Media. Oficialul a fost întrebat despre posibilul veto al Austriei împotriva aderării la Schengen a României și Bulgariei. Austria are o problemă cu migrația. Anul acesta în Austria au intrat mult mai mulți refugiați decât anul anterior. Există o oarecare presiune în societate din această cauză, de aceea guvernul este sub presiune. Însă adevărul este că România nu este sursa migrației ce intră în Austria. Noi nu avem nicio legătură cu problema pe care o are Austria și de aceea ar fi incorrect ca Austria să se opună aderării României la spațiul Schengen. Cifrele Agenției Europene de Protecție a Frontierelor, Frontex, confirmă următorul lucru. Aceste cifre europene confirmă că sub 2% dintre persoanele care solicită azil în Austria au trecut prin România. Mai puțin de 2%. România nu a fost niciodată o rută de tranzit pentru refugiați. Karner, ministrul austriac care ne-ar putea refuza intrarea în Schengen, are un trecut controversat. Acesta a fost acuzat de antisemitism după ce în timpul unei campanii electorale a spus despre un rival politic că lucrează împotriva Austriei cu americanii și izraelienii. Karner este și un admirator al lui Engelbert Dollfuss, fostul lider austriac fascist din anii 30. România așteaptă de 15 ani aderarea la spațiul Schengen. Regula este ca toate statele membre UE să fie de acord. Votul final va fi dat pe 8 decembrie în Consiliul Justiției și afaceri interne. Invitații mei de la această oră, Marius Marinescu, în platoul B1 TV. Bună ziua, vă mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență, vă salut cu respect. Monica Tatoiu, în legătură directă prin Skype cu noi. Bună ziua, doamna Tatoiu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Și de asemenea, jurnalistul Profită.ro, Sabin German. Te salut, Sabin, mulțumim pentru intervenție. Te salut și eu, mulțumesc. Sabin, o să începem cu tine. Ce șanse mai are așadar România de a adera la Schengen? Iată, austriecii nu se lasă cu una cu două. Eu zic că șanse sunt. Problema fundamentală este că austriecii nu au dreptate, în primul rând. Adică România să aibă probleme cu migrația, hai să fim serioși, dacă luăm toată Uniunea Europeană, România este cam pe ultimele locuri acolo în ceea ce privește problemele cu migrația. Controlul frontierelor este la fel. Frontex-ul are probleme în Grecia, are probleme în Italia, în Spania și nu în România. Adică e mai mult un fel de politică internă exportată în deciziile externe extrem de importante. Și aici deja avem o problemă noi. Însă, eu nu înțeleg în ce fel se înțelege politica în Austria. De ce? Pentru că acum trebuie să privim țările astea din Est geopolitic. Nu le mai privim tehnic. Aici avem o problemă cu Rusia. Dacă țările din Est s-ar da la o parte, Rusia ar fi poimâine la Paris și răs poimâine la Lisabona. Noi va trebui să înțelegem cu toții din Uniunea Europeană că Rusia este un pericol prin faptul că există. Și de la Ecaterina a doua, cea care spunea că pot să-mi protejez granițele doar dacă le extind în continuu, Rusia n-a trecut niciodată de piciorul ăsta al broaștei, piciorul ăsta geopolitic. Ei au ambițiile lor venite din sărăcie, din frustrare, din vodcă sau din ce ori mai veni și aici va trebui să înțeleagă și Uniunea Europeană, dincolo de filozofia ei, că filozofia ei trebuie să fie și integratoare. Integratoare nu înseamnă doar economic, nu înseamnă doar Schengen, nu înseamnă și geopolitic.
Adică, din 24 februarie anul ăsta, lumea s-a rupt în două. O parte civilizată a lumii, și dacă observați, s-a făcut acea convenție politică europeană cu 44 de state față de 27 de europeană, și am văzut cu toții că Australia, Indonezia, mulțime de țări care nu aparțin neapărat spațiul ăsta euroatlantic, așa cum îl cunoaștem noi, Statele Unite, Canada și Uniunea Europeană, s-au lipit cumva de valorile și principiile lumii civilizate. Ori România nu poate lipsi din ecuația asta doar pentru că un ministru de externe, în pofida majorității guvernului lui, inclusiv al cancelarului Austriei, dă cu copita, că până la urmă despre asta este vorba. Și atunci întrebările merg, fără să intru, Doamne ferește, în conspirații, dacă nu cumva faptul că până în 55 Austria a fost sub talpă sovietică, exact cum a fost DDR-ul, Germania așa zis democrată, nu cumva există niște rădăcinuțe mai adânci și dintr-o dată mai vocale împotriva Estului pe care URSS n-a mai putut să recupereze de când s-a numit Rusia. Da, domnule Marinescu, ce părere aveți? Este o decizie politică și așteptăm să vedem ce se întâmplă pe 8 decembrie. Sunt trei variante. Intrăm sau nu intrăm sau se amână. Cam asta e. Sigur că e foarte corectă analiza domnului German. Deci Austria întotdeauna a fost placa turdantă a serviciilor secrete. Sunt foarte multe interese acolo. Dar vedeți dumneavoastră, din Ucraina și nu numai din Ucraina, intră România pe trafic de țigări cam... Traficul de țigări e cam de 3 miliarde de euro. Păi hai să ne gândim, dacă se ridică, devină granițele libere, ucrainienii ăștia care vin cu tirul unul după altul și aduc în România țigări, se vor duce până la Bruxelles, nu? Dacă granița e ridicată. Și vă mai spun ceva, că vorbeam cu un amic de-al meu care este la Constanța și în domeniul autorităților, persoană foarte importantă. Sunt 5 scanere în Constanța și atenție, niciunul nu funcționează, sunt noi nouțe. Deci traficul în Constanța este fără margini. Economia neagră în România este de 27%, conform curții de conturi, atenție, și colectarea de 24%. Deci avem o problemă cât casa din punctul ăsta de vedere. Și vedeți, traficul de persoane. Vorbeam cu un amic de-al meu care este avocat în Germania și spunea, dom'le, la noi pentru racolare de minori, atenție, în scopul activității sexuale, deci sancțiunile sunt cu pușcăria de la 10 la 20 de ani. Știți cât e la noi racolarea de minori în scopuri sexuale? Conform articolul 222 din Cod Penal, amendă sau închisoare maximă de un an de zile. Deci vă dați seama și vedem în fiecare zi, arătați dumneavoastră la televizor, cum traficul ăsta de persoane nu se mai oprește, ce scandaluri sunt. Am umplut toată Europa de prostituate, de tineri care sunt supuși la tot felul de acțiuni din astea sexuale. Deci motive ca să nu fim primiți în Europa sunt o grămadă, cât casa. Dar va fi o decizie politică și vedem dacă ne vor primi sau nu. Să nu uităm că a fost un scandal mare și cu EADS-ul, cu securizarea granițelor. A fost un dosar penal. S-au furat mulți bani de acolo. S-a ținut dosarul până s-au prescris faptele. Să nu uităm că șeful fiscului de România, Sorin Blejdar, era șeful contrabandei cu petrol în România. Ce să mai... Să nu uităm că ministrul de finanțe, Sebastian Vlădescu, este sancționat penal, fiindcă a dat un tun de 20 de milioane de euro în comision pe care l-a cerut unei firme străine pentru reabilitarea căii ferate București-Constanța. Să fie aceste motive expuse de domnul Marinescu, doamna Tatoiu? Haideți să o spunem pe dreaptă. Deci, în primul rând, acest ministru de externe spune că trebuie primită Croația și nu trebuie primite România și Bulgaria, invocând migrația. Eu am fost personal în zona Friului și am văzut, vorbind cu oamenii, în fiecare zi, câți migranți vin pe filiera Croația-Slovenia și ajung prin nordul Italiei în Austria. Zilnic, Udine e plin de ei. Dar domnul ministru nu vede asta. Deci de aici suspiciunea rezonabilă că nu migrația e o problemă. Problema a început în momentul în care un domn, șef de mare companie de energie, în loc să meargă la guvernul României să discute problemele pe care le are cu noua lege a energiei valabilă din ianuarie, s-a dus la președintele Iohannis. Da?
Deci, o încălcare flagrantă. Și a doua zi, Austria s-a opus. Pentru că România va avea o lege, va avea o lege care va diminua din profitul nesimțit al acelei companii române. Da, să nu ne aducem... Să vă spun un lucru. Deci, să nu uităm că OMV-ul este compania austriacă și are un acționar, este și Gazprom, atenție. Vorbesc de lucruri care le știu foarte bine, că eu am condus ancheta privind privatizarea frauduloasă a Petromului. Haideți să evităm să dăm nume de companie. Au scos în țară miliarde de euro această companie. Să nu vorbim și de afacerile în domeniul cherestelei și nu numai. Sigur că poate mai au austriecii niște pretenții, dar problema cea mai mare o constituie exportul de infracționalitate care pleacă din România. Extraordinar. Dacă ridici granițele, s-a terminat. Deci interlopeștia care acționează în România, în vest, acționează în continuu și nu îi oprește nimeni. Da, vă rog, nici nu se vrea. Iar ministrul de interne a spus, domne, nici nu putem să oprim grupările de crimă organizată. Da, doamna Tatoiu, vă rog. Olanda are probleme mari, mult mai mari cu infracționalitatea decât România și e în Schengen de la început. Da? Deci nu, prostituția nu are legalizată alte... acolo, doamnă, e o diferență. Este legalizată prostituția altceva. Nu are alte probleme decât celelalte țări din UE. Punct. Nu mai vreau dublă măsură. Da, Sabin Gherma, stau cam în cinci spiritele aici. Așa este, dar să nu uităm că suntem cea mai coruptă țară din Europa, alături de Bulgaria. Doamne, ia citiți și dumneavoastră și vedeți că și informații publice sunteți la căldură acolo. Deci e altă situație, dumneavoastră. Bun, ia citiți și dumneavoastră să vedeți că România... Deci, atenție... Deci, economia neagră e 27%. Doamne Marinescu, haideți să o lăsăm și pe doamna Tatoiu. Vă rog, doamna Tatoiu. Să vedem ce se întâmplă în Olanda cu sifonările de bani. Nu, la noi este mizilic față de ce se întâmplă în Olanda și în Antilele olandeze. Hai să nu vorbim despre ce se întâmplă în Marsilia cu mafia corsicană. Doamnă, haideți să... România nu este diferită. Este diferită. Am văzut că Nicolae Bădălău, un mare lider al unui partid, nu mai spun care, care era lupt pasnic la voi, la Curtea de Conturi, atenți, vicepreședinte, cum să zic eu, sifona tot banul public din tot județul, doamnă, așa în toată țara. Deci asta este corupție generalizată, fiindcă sancțiunile penale sunt extraordinar de mici. Atenție! Hai să vorbim de Sebastian Kurz. Da, doamnă, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar vedeți, în România corupție e mult mai mare ca afară. Acolo poate influențează PIB-ul într-o mai mică măsură decât în România. Sunt cifre, doamnă. Domnule Marinescu, vă rog. Dumneavoastră vă place mai mult afară, noi știm de România. Vă rog să lăsăm și pe domnul Sabin Gherman să ne spună și domnia sa părerea. Sabin, așadar, iată, contre, ar trebui, n-ar trebui, România este cea mai mare problemă din Uniunea Europeană până la urmă. Păi nu, că tocmai mă uitam pe raportul Transparency International și Croația este parcă mai coruptă decât noi. Dar problema nu se poate, să nu intrăm în logica de bapea mătii, pentru că până la urmă, dacă o luăm așa, cu problemele pe care le are fiecare țară, cred că n-ar rămâne jumătate din Uniunea Europeană în Schengen, începând de la Olanda până la Franța, până la Italia, nu mai vorbim de România, de Bulgaria. Aici v-am spus, va trebui să privim geopolitic. Nu suntem într-o vreme de pace în care negociem cu sarmalele pe masă. Suntem într-o vreme de război. Unii mor acolo în Ucraina, alții sunt băgați în tot felul de crize energetice, etc., etc. Fake news-ul, războiul hibrid. Astea sunt niște realități. Nu putem să privim totul ca și cum în jurul nostru ar fi normalitate și noi dacă vrem facem asta sau dacă nu vrem nu facem asta. Flancul estic este o realitate militară deja și este geostrategică. Nu mai este acel flanc estic în care noi așa vreau să deschid o firmă sau nu vreau să deschid o firmă. Este un flanc estic pe care trebuie să-l apăr. Asta poți să spui în germană, în românește, în olandeză sau în franceză sau în orice limbă a Uniunii Europene. Adică să înțeleagă toată lumea că există niște pivoți în flanc estic. Unul este Polonia, un pivot care joacă într-un anumit fel. Unul este România, care joacă mai discret. Dar nu joacă mai discret pentru că așa vrea România. Tot ce înseamnă NATO, există un concept integrator. Adică nu fiecare face ce vrea, fiecare duce tunul la hotare. Există un plan, exact așa cum există peste tot în
în lume în care tu trebuie să faci lucrul ăla, ăla îl face lucrul ăla, X, Y, Z, fiecare cu responsabilitatea lui. Dacă România pare mai discretă în tot ce înseamnă apărarea flancului estic și apărarea Europei până la urmă, este o iluzie. România face ceea ce este planificat în contextul a tot ceea ce înseamnă NATO. Din păcate, mai puțin Uniunea Europeană este dispusă prin Austria să înțeleagă lucrurile astea. Să nu ne mințim singuri cum că am fi perfecți. Nici noi nu suntem perfecți, nici austriecii, nici olandezii, dar acolo așa, hai să fim serioși. Câte derogări a dat Olanda pentru afaceri cu firme rusești? Și totuși, nu vorbim despre asta din un sentiment de, hai să zicem, un bun simț defensiv, ca să nu intrăm în logica după pe amătii. Dar până la urmă, trebuie să înțeleagă toți. Nu mai există Europa de Est, există un flanc estic. Și flancul ăsta estic este defensiv, este o structură comună a NATO și a Uniunii Europene și nu poți lăsa un picior în parcă și un picior în apă. Da, doamna Tatoiu, vă rog, o lăsăm și după aia vă dau cuvântul. Sunt perfect, ați făcut-o mai bine, eu sunt mai emotiv așa și mai emoțională. Exact asta vreau să spun și eu. Flancul estic este foarte important în condițiile în care, la un moment dat, războiul din Ucraina se va termina. Dar nu se va termina cu finalizare. Va fi o răcire pe un anumit termen până trece criza economică. Deci, în această perioadă, flancul estic trebuie să se consolideze. Polonia cu referire la Marea Baltică și România cu referire la Dunăre și Mare. Fără acești doi poli, Europa de vest, după criza economică din 2023, va fi blăguită în așa hal încât s-ar putea ca anumite țări din zona asta, pe Serbia, Ungaria, să se îndrepte spre consolidarea Rusiei și parteneriatului cu China și BRICS-ul care se dezvoltă altfel, și atunci și Olanda și Austria își vor pierde influență. Și da. Franța. La ce ne-ar ajuta Schengen acum, domnule Marinescu? Păi ne-ar ajuta, fiindcă nu mai sunt efectiv controle la vamă și când se face exportul din România către vest și când vin, știu, anumite produse din vest către România și vedem că diferența între exporturi și importuri, în primul rând, îi avantajează companiile străine. Că adică e o miză imensă, da. Între importuri și exporturi, cam de 20 de miliarde de euro. În primul rând, când câștigă companiile străine și vor fi o presiune, ce este? Sigur, este și o decizie politică, fiindcă e și o decizie geostrategică. Din toate punctele de vedere va fi o decizie politică și o să vedem unde se ajunge, fiindcă noi, încă o dată, nu trebuie să dăm la o parte să spunem, domne, noi suntem sfinți, nu există corupție. Păi e aproape cea mai mare corupție, cum am spus, nu o spunem noi, o spun și alte instituții europene, da? Exportăm infracționalitate permanent. Să nu uităm că un interlop, unul Clămparu, a fost condamnat și în străinătate și aici a fugit foarte bine în străinătate, acolo a fost arestat și trimis în România. Deci încă situația este dezastroasă, nu suntem pe roz. V-am spus, deci România este aproape în pragul, atenție, în pragul falimentului. De ce? Fiindcă anul trecut a fost deficit de 6,7% de deficit bugetar. Deci a trebuit să împrumutăm aproape 20 de miliarde de euro să rezistăm. De ce? Să fură foarte mult, exact cum spune Curtea de Conturi, și nu trebuie să ascundem lucrul ăsta, să spunem că nu există. Sunt date certe, doamnă. Cine vă spune altceva, face diversiuni, vă spun eu. Sunt alte interese la mine. Doamnă, măcar la dumneavoastră e bine, lăsați-ne să vorbim și noi, că noi trăim aici. Dumneavoastră tot timpul sunteți în țări străini foarte bine, că vă ocupați de sănătatea dumneavoastră. Dar puneți-vă în situația oamenilor obișnuiți, doamnă, care au niște pensii de mizerie din cauza corupției. Aceste prețuri fabuloase la toate, inclusiv la energie, din cauza corupției sunt, doamnă. Deci companiile străine, ca să știți dumneavoastră, domnule Marinescu, haideți să lăsăm și pe doamna Tatoiu, vă rog frumos. Au scos 1 miliarde de euro în perioada asta în străinătate. Da, doamna Tatoiu, spuneți-vă. Vă rog, mă scuzați, doamnă. Vorbiți de la... Intrarea în Schengen ne asigură investițiile, venirea capitalului în România. Până acum, dacă un posesor de capital dorește o investiție, să se duce în Ungaria, care este în Schengen și mai ușor să-și transporte marfa, da, fără să stea câte 5 ore în vamă. Deci eu am avut situația asta. Am luptat pentru o investiție la Arad și ea s-a făcut la Seged.
pentru că Ungaria era în Schengen. Deci avem nevoie de investiții. Nu vorbiți de mult, de investiții. Noi nu avem capital. Asta așa este. Cei mai mari investitori acum sunt românii. Așa este. Aici aveți dreptate. Textile creează locuri de muncă. Locurile de muncă creează profit. Profitul se poate reinvesti. Deci Schengenul este necesar. Da. Dacă, într-adevăr, vrem să depășim criza economică. Cei mai mari investitori în România, doamnă, că la voastră e bine și e cald, sunteți la plaje, sunt românii, 5 milioane de români care sunt cei mai mari investitori. Dacă era să vină până acum, investitorii veneau, dar nu vin, doamnă. Au distrus economia, au luat toate resursele naturale. Restul povești că o să vină. Haideți că o să trăim și mai vorbim, doamnă. Da, vă rog pe rând, domnule Marinescu, ca să auzim și pe România și eu vă spun că nu o să vină, doamnă, nici după ce intrăm în Schengen, fiindcă rușii o să ajungă la granița României. Haideți să vorbim și mai vedem. Echilibrăm dialogul, Sabin Gherman, ne ajut. Vă rog eu frumos. Eu știu așa, 2 milioane de locuri făcute de... Sunt 2 milioane de locuri de muncă făcute de acele multinaționale pe care unii le urăsc. Oamenii au venit aici ca să investească. Vor profit. Dacă noi mergem mâine, toți patru, și ne facem un SRL și plecăm în Moldova sau în Kârgâzstan, nu facem cu emoția revederii peisajelor, brazilor, femeilor sau bărbaților. O facem pentru că vrem o afacere care să fie pe plus, să creeze plus valoare pentru comunitate și pentru noi în primul rând. Unul la mână. Doi. Schengen este important, ok, pentru economie, foarte sigur, important, sigur. Și pentru noi, da. Și pentru ceilalți. Așa. Să există totuși, noi am aderat la Uniunea Europeană, urmează să ne mai și integrăm. Este greu, într-adevăr, avem probleme. Dar nu există țară curată în toată Uniunea Europeană. Și asta o spune parchetul european. Bun? Și atunci, va trebui un prim pas, sau un al doilea pas după aderare, este Schengen-ul, și al treilea va trebui să vină euro, acea monedă comună, ca să fim un fel de stabilopot în toată Europa. Va trebui să privim totuși pe termen mediu și lung. Să nu privim doar pe termen scurt, că ne enervează nu știu care, că și-a scos profit afară. L-aș fi scos și eu dacă eram investitor în Kârgâzstan. Pentru că nevoile mele primează ca investitor. Scurt, 10 secunde. Eu nu sunt subalternul muncitorilor mei sau subalternul statului. Sunt subalternul propriilor mele aspirații economice sau planul de afaceri, etc., etc. Adică trebuie să înțelegem lumea asta a economiei care merge pe plus valoare și nu merge pe emoția sindicală sau pe emoția domnul proletară. Domnul German, dacă îmi permiteți, trebuie un tratament egal de șanse și pentru companiile străine și românești, fiindcă vedem că deci companiile străine primis mereu ajutoare de la stat, cele românești nu prea. Și uitați-vă că Enel acum, după ce a câștigat niște sume imense, vrea să plece din țară, n-a investit un leu, doamnă, trebuia să investească 1 miliard de euro în rețele pentru cei care se pricep, pe care nu-i doare capul că nu știu, da? Eu sunt inginer în domeniul instalațiilor. Deci a cumpărat, atenție, toată distribuția din sudul României, Enel, în 2006 și din, atenție, și din Dobrogea și din Banat, pe nimic. Trebuiau să investească, atenție, există un dosar în sensul ăsta, da? 1 miliard de euro, n-au investit nimic, au câștigat imens. Și Enel-ul pleacă din România acum. Deci cam asta fac companiile mari. Cum spunea domnul German, vin să îmbogățesc, bârjolesc și pleacă din țară. Cam asta, din păcate. Da. De ce? Fiindcă noi n-avem acțiunea de aur, cum am avut-o la OMV Petrom. Atenție! Și toate deciziile trebuia să le ia politice statul și la OMV Petrom și în toate întreprinderile strategice. Pentru cei care se pricep. Da? Am să trecem acum la un alt subiect. Domnule Marinescu, vă rog să nu mai dați nume de companii în Real, vă mulțumesc frumos. Verificați și... Trecem așadar la un alt subiect, pentru că carburanții s-au ieftinit spectaculos în ultimele zile. Motorina a scăzut sub 8 lei pe litru, un minim al ultimelor 2 luni. Și benzina standard s-a ieftinit substanțial, dar între timp Federația Rusă rămâne fermă pe poziții, chiar dacă Uniunea Europeană alături de țările din G7 au decis să plafoneze prețul petrolului la 60 de dolari, Moscova nu vrea să accepte această decizie. Un scurt material și revenim. În timp ce Uniunea Europeană vrea ca prețul petrolului livrat de Federația Rusă să fie plafonat la 60 de dolari, liderii de la Moscova nu dau înapoi. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a transmis că Rusia nu va accepta ca petrolul rusesc să fie vândut cu un preț mai mic.
Acum analizăm un răspuns. Eram pregătiți pentru această plafonare. Nu vom accepta acest plafon și vom răspunde după o analiză care va fi efectuată rapid, a transmis purtătorul de cuvânt al Moscovei. Un mesaj a venit și din partea ambasadorului rus pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov. El a precizat că din acest an țările membre ale Uniunii Europene vor ajunge să trăiască fără petrolul rusesc. Federația Rusă a declarat în mod repetat că nu va furniza petrol sau produse petroliere statelor care impun un plafon mai mic decât cel actual. În momentul de față, rușii își vând petrolul cu circa $65 pe baril. Da, ne bucurăm așadar de câteva zile cu combustibil la preț mai redus față de ce am avut cel puțin în prima parte a anului. Doamna Tatoiu, la ce să ne așteptăm în săptămânile următoare? Iată ce spune Moscova. Deci, în primul rând, să vedem de ce scade prețul petrolului acum. Scade din cauza situației din China. Toată politica asta pe COVID a dus la niște scăderea cererii. Ori în momentul în care pe piață scade cererea, scade și prețul. Da? Asta se întâmplă acum. Totul depinde de cum va evolua situația din China. Acum, să revenim puțin la ce spune Moscova și la tot ce am discutat mai devreme. E ca la prețul plafonat la lemn. A zis guvernul că n-au voie să vândă la mai mult de 400 de lei și el se vinde cu 800. Deci există în piață mii de metode prin care pot să fentez plafonările și olandezi nu știu ce. Da? Deci să nu ne amăgim că Rusia o să vândă. Nu direct. Prin intermediar cum a făcut-o totul. Și va vinde la ce preț de aia. Da, Sabin German. Eu zic că trebuie să ne gândim atunci când înjurăm că benzina e 7 lei, că alții mor în războiul ăsta. Noi avem doar un război economic. N-am vrea să fie nuntă. Atunci când urlă lumea împotriva crizei economice, să ne amintim că dacă acum avem 15% inflație, pe vremea lui Căruia aveam 200. Da? Dacă ne uităm la paritate euro, am aici o statistică, în 1998 noi aveam salariul mediu. Nimeni nu o să mă creadă, dar asta este statistica. 78 de euro echivalent. Astăzi avem 780 de euro sau 800 de euro. Adică ne-am învățat cu democrația, cu comenzi pe volan. Este foarte bine. Dar va trebui să înțelegem că trebuie să scăpăm de dependența de Rusia. În februarie-martie aveam dependență de Rusia la energie, undeva la petrol, la 40%. Acum avem către 7%. În momentul în care intrăm într-o nouă paradigmă geoeconomică, câștigăm, chiar dacă acum arătăm un an, 2, 3, 5, am răbdat noi mai mult și au răbdat toți. Noi încă n-am răbdat foamea pe care au răbdat-o occidentalii în anii 50. Greu cu libertatea. Dar foame cât de cât. Ne-a mai descurcat cu o mămăligă. Aia n-au știut să-și facă mămăligă. Și atunci va trebui să ne gândim în timp istoric. În timp istoric este așa. Fiecare mare pandemie sau război a adus după sine o schimbare de paradigmă. Ultimul război a adus după sine o schimbare de paradigmă în educație incredibilă. Este legea veteranilor din Statele Unite prin care în 46 veteranii de război din al doilea război mondial au intrat la facultăți, 1,6 milioane și mai este legea de ENA, Ecole Națională de Administrație, da? Făcută de De Gaulle, prin care a luat o Franță umilită cu capul pământ după Vichy și după toate celelalte și a spus, facem un stat onest, vertical. Cum? Față de cetățean în primul rând. Okay? Și atunci a venit noua clasă de funcționare ai statului care a restabilit încrederea în instituțiile statului. După această nebunie cu Rusia, și o să-i spun totuși război, nu-i doar o invazie, dacă suntem deștepți, vedem oportunitățile pe care le oferă istoria. Istoria niciodată nu stă la prima dată să trage o copită în cap. Asta s-a dovedit de la Marea Ciumă până la ce vrem noi. Okay? Da. Toate necazurile aduc și oportunități. Depinde de noi, dacă suntem deștepți, să le rentabilizăm. Dacă nu vom bălti inerțial într-o geografie, da? Mai mult decât geopolitică și geoeconomie. Eu sper să fim pe partea bună istoriei de partea asta, de data asta. Da, un minut până la publicitate. Nu merge. Și vă spun de ce nu merge. Dacă îi obliși pe producătorii de țiței să scadă prețul sub $60 barilul, atenție, fiind 80, 90, a fost și $120 barilul anul viitor, nu o să mai exploateze sau o să-și reducă producția. Ce înseamnă asta? Că automat
va crește prețul, va exploda, cum a fost în anii 70 cu criza aceea OPEC. A crescut prețul la barilului de petrol de la 3 euro până la 3 dolari până la 12 dolari. Deci nu merge. Și să nu uităm un lucru, că una să spună și alta să face. În momentul de față, atenție, gazul este cotat funcție de cotația petrolului. Deci sunt mult mai multe implicații când vorbești de scăderea prețului la țiței. Și să nu uităm că România anul trecut, vă spun în date exacte, da, a importat 30% gaz din Rusia. Anul ăsta s-ar putea să ne ducem în aceeași direcție. Să vă spun de ce. Și sunt în domeniu. Am colegi care sunt directori la RomGaz și nu mai. Și vorbesc curent cu ei și îmi spun: băi, Marius, spune-le tu la celor care vorbesc și nu știu care e realitatea. Atenție, în fiecare an scade producția de gaze din România. La Caragele e o poveste fără de sfârșit. Nu există acele 30 de miliarde de metri cub, că s-a demonstrat că la adâncime mare, 4-5 mii, nici pe departe. S-a demonstrat acum în urma explorării că e mult mai puțin. Acolo se exploatează. La Neptun Deep, atenție, se vorbea că a fost Exxonul, că cantității mele nu se poate exploata, că e lângă insula șerpilor, capacitățile respective, și nici măcar sunt la adâncimi foarte mari și prețul costă de 10 ori mai scump decât prețul la gaze onshore. Restul-s prostii, că vorbim la un șpris, că vorbim de la plajă, hai să fie bine. Doamne, hai să vorbim de ce ne pricepem. Nu ai urel, deci cam în direcția asta trebuie. Și vă rog frumos, întrebați specialiștii de la RomGaz, specialiștii care știu, nu oameni care nu se pricep la chestia asta. Sunt urechiști. E o diferență foarte, ca să spunem lumii oamenii la adevăr. Spunea, spre exemplu, domnul Ciucă, zice: domne, prima moleculă de gaz am scos-o anul trecut, Oil Black Sea, aiurea. Deci în Marea Neagră se exploatează gazul la suprafață, aproape de suprafață, la 100 ceva de metri, din anii 80, OMV Petrom, și acum exploatează, scot cam un miliard de metri cubi. Da. Restul sunt de șpriț, de plajă și de distracție. Luăm o scurtă pauză de publicitate, stimați invitați, rămânem alături și de Sabin German și de doamna Tatoiu. Ne întoarcem pe finalul emisiunii. Da, ne apropiem cu pași repezi de sărbătorile de iarnă, dar întrebarea este: cum va arăta masa de Crăciun a românilor? Pentru că pare să fie tot mai sărăcăcioasă pe an ce trece. Și asta pentru că România s-a numărat în octombrie printre țările Uniunii Europene care au înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor. Produsele au ieșit de pe porțile fabricilor cu prețuri de 54% mai mari, iar media Uniunii Europene este de 31%. Evident, aici adăugăm și alte scumpiri, cum ar fi facturile mai mari la energia electrică sau la gaze. Sabin German, ce ne așteaptă așadar pentru lunile următoare? Cum va arăta masa de sărbători pentru România? Ne așteaptă ceea ce trebuie să ne aștepte în criză. Adică să ne așteptăm să crească prețurile. Germania sau Europa Unchiului, cum o numea noi, ca s-a cam terminat, urmează o nouă paradigmă și oricum era foarte ieftin de trăit pentru cei mai mulți. Acum, sigur că există cei de la marginea societății, o să răspund, dar nu aș vrea să sun în gurit, da? Care o vor duce greu și au dus-o greu tot timpul. Se întâmplă și în Franța, dacă mergem în Saint-Denis, îi vedem în Paris, dar se întâmplă cam peste tot. Proporția, într-adevăr, la noi este mai urâtă. Dar hai să ne amintim și de lucrurile pe care nu le-am făcut, pentru că am ajuns la vremea în care non-reforma costă mai mult decât reforma. Am tostat 23-32 de ani cumva împachetați în iluzia că trebuie să fie mai bine și să facă statul asta. Noi n-am investit în educația antreprenorială. Mai mult decât atât, am avut un stat care pur și simplu a făcut din antreprenori niște mici monștri. Amintiți-vă de cei care, unii, lucrează la privat și încă mai văd în patron un exploatator, deși din banii pe care patron, cu imaginația sa, cu nopțile nedormite, cu cozile la fisc, din bănuții ăia aș plătesc și ratele la mașină, la casă sau merg la restaurant. Adică va trebui cumva să ne echilibrăm. Noi nu cădem de pe un calmare, noi cădem de pe un măgar. Că n-avem o economie și n-am fost învățați cu rolul în curte. Însă, va trebui să băgăm la cap că singurii care duc țara asta înainte nu sunt birocrații din ministere, ci sunt antreprenorii. Dacă mai ai încă o piele pe lângă cele 7 pe care le-ai luat, să ne iasă din cap
iluzia asta că vom trăi mutând ștampile și hârtii ștampilate dintr-un birou în altul. Da. Aici va trebui să apăsăm. Ar fi o oportunitate extraordinară să se renoveze tot sistemul de educație și să mergem ca în Germania. Da? Ai 8 clase, nu e nicio problemă, nu te aruncăm în afara societății. Însă poți face o școală profesională. Da, durează atâta. Să știți că în Germania, dacă termini o facultate și n-ai cel puțin 2 semestre de practică, nu te angajează nimeni, poți să ai 10 pe linie. De ce? Trebuie să știi economia reală. Trebuie să pricepi încotro se îndreaptă lumea și mai trebuie să pricepi un lucru extraordinar pe care Churchill l-a zis la un moment dat, prin 40. Nu o să mai conteze imperiile geografice, o să conteze imperiile minții. Știți ce înseamnă asta? Că învățarea devine un studiu continuu. Va trebui să ne relocăm mintea, să nu mai avem impresia că intrăm într-o fabrică sau într-o școală și de acolo ieșim la pensie. Va trebui să fim mobili în gândire, inclusiv în schimbarea a tot ce înseamnă de la domiciliu până la meserie. Asta este. Jumătate din meseriile de peste 20 de ani încă nu există. Și noi mergem încă pe sistemul nostru de educație cu memorare, cu să știi pe de răzmiorița. Băieți, asta e pentru facultate. Învață-l pe copil să înțeleagă lumea din jurul lui. Să înțeleagă economia și să priceapă că prin efortul propriu, prin imaginație, inovație, da, poate ajunge la prosperitate. Prosperitatea nu este cu ștampilă rotundă nicăieri în lume. Da, doamna Tatoiu, vă rog. Anul 2023 va fi mult, mult mai rău în toată Europa decât 2022. Trebuie să ne pregătim pentru asta. Europa a încercat să devină foarte socială, cu costurile de rigoare, ucigând spiritul antreprenorial. Și asta o să coste. Da? La noi, atâta timp cât sunt mașini una după alta pe bulevard și nu poți să te deplasezi, cât nu găsești un grădinar, nu găsești un zidar ca lumea, nu găsești un faianțar, da? Cât toată lumea vrea salariul minim pe economie și antreprenorul nu are de unde să-l dea, nu va fi bine. 2024 va însemna o mare cotitură în gândirea europeană, o să vedeți. Dar după o sărăcie cruntă, cam cum era prin anii 70. Că în anii 70 în Europa s-a arătat umbra morții economice și nu s-au trezit. Și au continuat așa, mergând spre o stângă agresivă. Nu se mai poate. O să plătim tot noi ăștia care nu am reușit prin puterile noastre să facem ce trebuie. Satul românesc arată deplorabil și nu numai din cauza guvernanților. Oamenii care au vrut să facă ceva au emigrat și trăiesc bine, iar cei leneși au rămas să trăiască din ajutoare sociale. România nu va arăta mai bine dacă continuăm așa. Da, domnule Marinescu. Guvernanții noștri poartă cea mai mare vină. Vedeți dumneavoastră, în momentul de față, 80% din mâncarea de în România vine din import. Sigur că au crescut foarte mult prețurile acolo de când s-a deconectat Europa de la gazul rusesc și în sfârșit Europa cumpără gaze lichefiate cu preț de 4 ori mai scump decât gazele pe care le luau din Rusia. Sigur că toate prețurile au explodat, prețurile vor crește continuu. Dar aici cel mai important rol îl are guvernul României, să-i stimuleze pe producătorii interni, da? Agricultura e la pământ. Da? Și totodată, domnule, trebuie să avem un echilibru și în aceste impozitări. Nu e normal ca OMV, dau un exemplu, să aibă un profit de 1 miliard de euro anual și să plătească același impozit ca un buticar, sub nicio formă. Bani care ies în străinătate. Spuneam și a declarat și ministrul de finanțe, de când cu prețurile astea la energie, furnizorii au scos în străinătate peste 1 miliard de 1 miliard de euro în străinătate. Deci asta sunt probleme foarte mari. Pe de altă parte, la extrema cealaltă, vedem ce ne spune INSEU, că în jur de 90% dintre români, atenție, au venit sub 3.000 de lei pe lună, cât spune că e costul de subzistență, ne spune Academia Română. Păi românii unii sunt foarte săraci, fiindcă unii sunt foarte bogați. Și ne uităm la vecinii noștri din Ungaria,
care, atenție, au crescut pensiile, au trecut cu 50%, au dat și a 13-a pensie. Să ne uităm că au pus o supraimpozitare pe profiturile acestei imense din domeniul energetic, din domeniul băncilor. Deci au luat de la bogați și au dat la săraci. La noi se face invers. Ei de la măriți ăștia de săraci și dai la bogați. Și să vă mai spun niște lucruri concrete, nu vrăjeli. Dom'le, înainte de liberalizarea energiei, atenție, kilowattoră era 26 de bani, atâta plăteam noi. În momentul de față, cei care consumă un pic mai mult și persoanele vulnerabile plătesc de 5 ori mai mult, 1,30 lei. Dau un exemplu concret, mama mea are frig în casă, are 15 grade, pune o aerotermă, o aerotermă consumă 2 kW pe oră, da? Deci 700 de kW într-o lună, da? Oră. Deci asta înseamnă 1000 de lei. Deci oamenii care sunt bătrâni, oamenii care știu au copii suferiți, vor consuma mult mai mult decât acest preț plafonat. Cam în direcția aia ne ducem. Nu mai zic că, uitați, prețurile la alimente au crescut cu aproape 30%. La medicamente au crescut și acolo. Dom'le, a ajuns ca românii să fie terorizați. Mor de frig, mor de foame, nu știu cum să-și plătească facturile, mor din cauza medicamentelor. Uite ce se întâmplă când te duci în spital. Este un stat eșuat, cum spunea domnul Klaus Iohannis sau domnul Traian Băsescu, un stat corupt, mafiot. Deci în direcția asta ne ducem. Îmi pare rău să spun că o să o ducă rău oamenii și iarna asta și în viitor, fiindcă vedem că guvernanții noștri nu vor să stopeze furtul banului public. Și mă gândesc cu tristețe că înainte de sărbători petreceam niște timpuri foarte frumoase cu doamna avocat Paula Iacob și văd cum să sfâșie unii acum averea doamnei Paula Iacob, avere care ar trebui să ajungă la stat, fiindcă n-au moștenitori. Deci lucrurile astea sunt o realitate pe care noi o trăim și o simțim acum în România. Deci haideți să ne coborâm cu picioarele pe pământ și să discutăm cu oamenii. Eu discut tot timpul, mă duc în piață, că am 40 și ceva de câini și de la Vadim Tudor și o să iau și pe cei de la doamna Iacob, care vreo 3 acum și o să intre toate bunurile în proprietatea statului. Realitatea este cruntă, domnule Marius. Este cruntă, doamnă. Nu e la televizor, nu e la șpriț, nu e la plaje, nu e la știu în ce stațiuni. Dar hai să coborâm cu picioarele pe pământ foarte și vedem scurt, lucrurile astea. Foarte scurt, Sabin German, ce soluție ar trebui să adopte guvernul? Nu se poate spune niciodată că bogăția sau prosperitatea, bogăția este o vină. Da? Cine are o calificare bună în România, trăiește bine. Cine are o calificare slabă, da. Echilibru, da, trebuie să existe. Sigur. Trebuie să existe și grija față de cei mai vulnerabili. Sigur. Dar cei mai vulnerabili trebuie să se gândească la propriile lor defecte. Agricultură? Păi noi importăm 70% din mâncare pentru că ai noștri țărani preferă să-și dea cu sapa în cap. Pentru gard în loc să-i asocieze. Hai să fim serios. Dacă eu am un supermarket, ăla îmi vine cu 5 kg de roșii în fiecare zi. N-am cum să-i le vând. A, fă-ți o cooperativă, cum este în Italia, cum este în Spania, și atunci 5 tone pe zi, ți le vând, ești tu prosper, sunt eu prosper. Este o economie circulară pe care noi nu înțelege. Și pe de altă parte, hai să vorbim, câtă școală au cei care se plâng? Dacă se plânge cineva și spune, sunt foarte calificat, și patronul ăla rău dă 1500 salariu minim, fă stată firmă, că dacă ești foarte calificat, vei fi antreprenor. Este un zugrav, nu-i așa. Domnul Gherba, dacă îmi permiteți, oare cine a distrus instalațiile de irigații, domne? Erau 3.700.000 de hectare irigat. Să vindea la începutul anilor 90. Da, stimați invitați, mulțumesc. Comună, nu mai avem erau timp. Bunți de țeapă. Da, de domnule Marinescu, nu mai avem timp. Din păcate s-a terminat emisiunea. Mulțumesc, stimați invitați. Mulțumesc, Sabin German. Mulțumesc, Monica Tatoiu. Mulțumesc, domnule Marinescu. Doamnelor, domnilor, Top B1 a ajuns la final. Urmează știri cu Dan Gabor. Eu sunt Ștefan Bășcuță. Mulțumesc pentru atenție. O zi excelentă să aveți.